Oricât de lung ți s-ar părea un zbor până la Roma cu Ryanair în care sunt 10 bebeluși care plâng, să știi că nu este cel mai lung zbor din lume. De fapt, cel mai lung zbor nu este nici măcar o cursă de aproape 13.000 de kilometri de la San Francisco la Dubai. N-a fost nici măcar cursa în care compania națională pakistaneză a zburat de la Hong Kong la Londra în direcția greșită. Nici cea din 2005, atunci când un pilot a făcut în conjurul lumii zburând din Kansas până în Kansas fără oprire. Și nici atunci când în 2006 același pilot a plecat din Florida, a înconjurat pământul odată, dar nu s-a oprit, ci a continuat să zboare până la Londra. Cel mai lung zbor din istorie a început în 1858 într-un avion Cessna 172 deasupra statului New Mexico și s-a sfârșit abia în 1959. În 1956 s-a deschis Hacienda Hotel în Las Vegas, Nevada. Dar acesta avea o problemă. Nu era într-o zonă bună a orașului și toate cazinourile celebre erau la aproximativ 2 km nord de hotel. Proprietarii și-au dat seama că au nevoie de publicitate pentru a aduce clienți. Din fericire, unul dintre angajații lor, pe nume Robert Tim, a venit cu ideea salvatoare. Acesta avea să bată recordul pentru durata de zbor și Hacienda Hotel avea să îl ajute. El și-a scris cu vopsea pe avion numele Hacienda și, în schimb, proprietarii hotelului i-au dat suma de $100.000 necesară pentru zbor. Odată ce a primit banii, Robert a cumpărat un avion Cessna 172 la mâna a doua și a făcut câteva modificări. A instalat încă un rezervor de 360 de litri, a modificat și sistemul de ungere al avionului pentru a putea schimba uleiul în timp ce zbura și a scos absolut totul din avion în afară de scaunul pilotului. A mai pus o saltea mică în partea din față și o chiuvetă mică în partea din spate a avionului. Ultimul lucru pe care l-a schimbat a fost motorul pe care l-a înlocuit cu unul nou. Robert era în sfârșit gata, dar a primit niște vești proaste. Jim Heath și Bill Burkhart tocmai aterizaseră în Dallas după ce petrecuseră 50 de zile în aer. Dar era și o veste bună, Robert și-a găsit un copilot. Acesta se numea John Cook și era un pilot de linie experimentat, dar și mecanic de avioane. După ce au terminat modificările, cei doi și-au luat zborul pe data de 4 decembrie. În primele câteva zile au zburat doar în jurul orașului Las Vegas pentru a avea un loc unde să aterizeze în caz că aveau probleme. La puțin timp după s-au îndreptat către sud pentru a zbura deasupra deșertului din statele Arizona și California. Sunt sigur că vă întrebați cum au alimentat avionul cu combustibil. Nu au alimentat de la alt avion aflat în zbor și nu era niciun avion care să meargă cu energie solară. Robert și John alimentau avionul mergând la o altitudine foarte joasă și cu aceeași viteză cu o dubă. Aceștia coborau o conductă din avion, iar cei din dubă se ocupau de restul. Făceau asta timp de 3 minute de 2 ori pe zi, timp în care duba și avionul mergeau împreună pe o bucată de autostradă pustie. Mâncarea pentru cei doi piloți era pregătită la restaurantul hotelului Hacienda și cei doi o trăgeau în avion cu o sfoară. John și Robert pilotau avionul cu rândul, câte 4 ore fiecare, astfel încât cei doi să poată să se și odihnească. Inițial, totul mergea foarte bine, iar de Crăciun și de Anul Nou, piloții zburau fără a avea niciun fel de probleme tehnice, dar izolarea și oboseala au început să-și spună cuvântul. Avioanele Cessna sunt mici și zgomotoase, ceea ce înseamnă că nu sunt cel mai potrivit loc în care să petreci săptămâni întregi. În ziua 36, piloții au fost la un pas de dezastru. În dimineața acelei zile, John se odihnea în timp ce era rândul lui Robert să piloteze avionul, dar acesta a dormit. Din fericire, avionul era pe pilot automat, ceea ce l-a făcut să zboare pentru o oră până aproape de granița cu Mexicul, înainte ca Robert să se trezească. În ziua 39, generatorul s-a stricat, ceea ce însemna că avionul nu mai avea căldură, lumină și pilot automat. Dar erau foarte aproape de doborârea recordului. Au mai trecut încă 11 zile și în ziua cu numărul 50, pe 23 ianuarie, avionul Hacienda Cessna 172 a bătut recordul pentru cel mai lung zbor fără oprire din istorie. Cei doi piloți nu s-au oprit acolo, fiind hotărât să facă recordul lor unul de durată.
Când au ajuns la ziua 60, motorul avionului a început să dea semne de oboseală pe măsură ce depuneri de carbon se adunau în cilindri. Cei doi piloți se luptau pentru a câștiga altitudine, deci era timpul să aterizeze. Așa că pe data de 7 februarie 1959, după 64 de zile, 22 de ore, 19 minute și peste 240.000 de kilometri parcurși, avionul Hacienda Cessna 172 a aterizat pe aeroportul McCarran din Las Vegas, asigurându-și astfel locul în cartea recordurilor, record care încă nu a fost doborât. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut, nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!